Jeremy, vreau să întreb ceva. Da, șef. Că Diana a plâns. De ce a ales cu Alina? Eu? Nu, domnule, de ce, așa am observat. De ce nu, să facem șef. Așa? Jeremy, nu? De ce așa de Diana? Nu, șef. Bunica mea este foarte bolnavă și, sincer, astăzi, dacă voi pleca acasă, nu contează. Mă uit la Nina și să-mi dam, pentru că n-am mintit de o glumă. Noi facem catering în continuu între noi, că Diana este următoarea Wanda. Și eu am pierdut bunică acum recent. Mi-e dor de mama, mi-e dor de familia tot din Israel, mi-e dor de prietenii. Și dacă nu mă deconectez curând, s-ar putea să încep și eu să plâng. Nu știu dacă la comedianii sunt chiar sinceră sau nu, sau sunt dat după comandă. Jeremy are lipsă de respect față de toți concurenții. Eu știu ce e în sufletul meu și asta contează cel mai mult. Vorba aia, cine vrea să râdă, să râdă, cine vrea să mă înțeleagă, să mă înțeleagă. Inclusiv eu am plâns în competiția asta și probabil au mai fost dăți când m-am simțit, nu știu, slabă și mi-a venit să plâng, dar te mai și abții și mai pui un pic frână. Diana, cum merge? Foarte bine, până acum. Da? Ce ai făcut acolo? Aici fac o cremă de ceapă, slană. Faci o cremă de ceapă? Slană, fasole verde, coriandru. Îți găsești foarte greu cuvintele, ce-i cu tine? Da, sunt foarte emoționată, bunica mea este foarte bolnavă. Este cineva care ți se pare că nu respectă asta? Jeremy. Tot timpul are ceva de comentat. Până la urmă, sincer, nici nu-mi doresc să înțeleagă, doar că uneori vorbește cam mult. Jeremy și ale lui glumițe, să zicem așa, dar practic nu sunt glume, sunt niște vorbe care el le aruncă și nu-și dă seama că sunt dureroase.